Vă prezint gazda noastră, domnul Puiu. Personalul care ne va servi aceste trei zile. Super copii, băieți, oameni, femei, bărbați. Două cuvinte din partea domnului Puiu pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc și vă mulțumesc, domnul Meru, că ați ales locația noastră în perioada asta care nu e prea grozavă pentru toți. Sper să vă simțiți bine. Noi vom face tot ce depinde de noi să vă simțiți cât mai bine. Vă doresc petrecere frumoasă și poftă bună! Și dacă...
nu se mai vede. Și anul vieții s-a uscat, și anul vieții s-a scuturat. Trandafir, aplaudați, aplaudați! Păi, mă rog să... Păi, da... Proceder a ronda de sanidade e fericidade e justiça na Moçambique.
Thank you.
lansa ideea de sat turistic în România. O chestie absolut nouă la care a lucrat timp de vreo 10 ani de zile. Din nou, o chestie un moc de așa mai. Aveam 68-70, fostul UNT Carpați a validat Șirnea ca primul sat turistic din România. Și pe acest model au fost create 10 sate turistice în țară. Săpânța, Erești, în mai multe zone, cam în toate zonele țării, 10 localități, așa. A fost chemat, invitat la Academia Română să prezinte, sau și frunte, și spre supărere, sat turistic în România. Acum sunt agro, nu știu ce, sat turistic. Și le-a explicat, s-a dus cu diapozitive, cu materiale, cu nu știu ce, și așa mai departe. Un obiectiv foarte important în ceea ce presupune satul turistic a fost crearea unei colecții etnografice. Și fiind dascăl la școală, într-o sală de clasă a făcut un mic muzeu, în 62-68. Veneau turiștii și le explica despre câteva obiecte, mai la modul concret, să zic așa. Încemănat, cum era încemănat? E un canal pe care se cântă piesa și cu celălalt acompaniat în anumite momente mai sensibile. Lemn de prun sună foarte foarte.